Bună ziua! Este inadmisibilă abordarea președintelui Klaus Iohannis. Este sub demnitatea funcției publice pe care vremelnic o deține. Înțeleg problema președintelui Iohannis după pierderea controlului de către guvernul său asupra pandemiei și a crizei economice din România. Ceea ce nu înțeleg este obsesia președintelui Iohannis de a găsi vinovați în altă parte decât în datele și statisticile oficiale în ceea ce privește pandemia și economia. Disperarea cu care atacă Partidul Social Democrat confirmă faptul că guvernul său a pierdut controlul total în gestionarea pandemiei și a crizei economice. Acesta este rezultatul unei guvernări interesate doar de alegeri, de furat, cum reiese mai nou și în controlul Curții de Conturi, și de a împărți funcții publice către membrii Partidului Național Liberal. Avem de a face cu un guvern cu credibilitate zero. Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici măcar de către PSD sau opoziție, de aceea am hotărât astăzi depunerea unei moțiuni de cenzură în luna august. De asemenea, aștept de la primul ministru Orban să vină în fața Parlamentului și să răspundă și totodată să-și asume dacă poate organiza alegeri și poate deschide școlile în siguranță în luna septembrie. Este responsabilitatea exclusivă a domnului prim-ministru Ludovic Orban și implicit a președintelui Klaus Iohannis, deoarece știm cu toții că toate deciziile în ceea ce privește guvernarea sunt luate la Cotroceni. Dacă aveți întrebări. Bună ziua! În primul rând vorbeați de această moțiune de cenzură. Ați luat în calcul și o dată când ar trebui votată, pentru că mai avem puțin și intrăm în luna august. Colegii au propus la jumătatea lunii august să avem moțiunea depusă. La baza moțiunii va sta cartea neagră a guvernării PNL, cronologic, dar și pe fiecare domeniu în parte. Vă bazați pe voturi și din alte partide? A stat de vorbă cu lideri din alte partide care dacă să voteze? Dacă nu am avea voturi din alte partide, moțiunea nu ar trece, deoarece PSD-ul, chiar dacă președintele minte că are majoritate, nu are majoritate în Parlament de a dărâma un guvern. Care ar fi aceste eu partide? Fac un apel la toată opoziția din Parlament să voteze această moțiune de cenzură propusă de către Partidul Social Democrat. Puteți să ne spuneți care ar fi aceste formațiuni care ar susține o moțiune de cenzură? Din câte știu eu, la fel ca și dumneavoastră, în afară de USR, care nu se știe dacă este la guvernare sau în opoziție, în rest, toate partidele politice sunt în opoziție. Mai este PMP-ul, este la guvernare, am uitat. O altă discuție de astăzi din CEX a fost despre Vasile Dâncul. Înțelegem că acesta a fost propus pentru funcția de președinte al Consiliului Național. Dacă puteți să ne confirmați și dacă mai trebuie și o validare în Congres. Nu, este propus pentru... Eu l-am propus pe domnul profesor Vasile Dâncu pentru a prelua interimar funcția de președinte al Consiliului Național. Este normal într-un partid politic să fie opinii diferite, lucru care se întâmplă și la PSD, există democrație în interiorul partidului, dar la vot au fost 48 de voturi pentru și un vot împotrivă. Ce le transmiteți colegilor, precum Mihai Tudose sau Claudiu Manda, care l-au criticat pe Vasile Dâncu și aducerea lui în această funcție? Sunt ferm convins că cel mai îndreptățit în acest moment, după ce eu l-am susținut, este domnul Vasile Dâncu să vorbească cu colegii mei care au avut anumite opinii și să lămurească lucrurile. Sper din tot sufletul să nu pierd absolut niciun coleg. Bună ziua! Ce decizii s-au luat în CEX cu privire la candidaturile pentru primăriile din capitală? Vorbim de sectorul 2 și sectorul 3 al capitalei?
La sectorul 2 am validat candidatura domnului Ionțanu, iar sectorul 3 au venit cu propunerea domnul Bădulescu, domnul viceprimar al capitalei. Au existat și oponenți? Este îndeajuns de puternic? A fost un singur vot împotrivă sau abținere la propunerea cu domnul Bădulescu. Are domnul Bădulescu un bazin electoral mai mare decât cel al domnului Negoiță? Domnul Negoiță este primarul în funcție, dar sunt alegeri libere, din câte am înțeles. Sunt făcute și sondaje pentru sectorul 3? Sunt făcute sondaje pentru toate sectoarele și toate municipiile reședință de județ din țară. Voiam să vă întreb și ce decizii ați luat în contextul unui viitor congres. Va avea loc un astfel de congres înainte de alegerile locale? Astăzi am pornit procedurile interne de a avea loc acest congres. Mai mult, zilele trecute, eu am trimis o adresă către domnul ministru Arafat și aștept de la dânsul răspuns care sunt condițiile pentru a fi organizat acest congres. Era normal să declanșăm procedurile. Vom vedea dacă congresul va putea fi ținut pe data de 22 august. Bună ziua, referitor la domnul premier pe care vreți să-l chemați din nou în Parlament. Urmează să înaintați o solicitare? I-am înaintat deja o scrisoare să vină să-și asume dacă pot fi ținute alegeri și dacă se deschid școlile de la... din septembrie. Pentru că premierul susținea că totul va fi prezentat într-un raport pe care îl va prezenta Parlamentului. E suficient asta sau ar trebui să se prezinte eu din cred nou? Eu cred că orice prim-ministru trebuie să respecte Parlamentul și să vină fizic în fața plenului reunit și să explice cum se țin alegerile, care sunt procedurile clare, să înțelegem nu numai noi parlamentarii, cât și românii, deoarece e o tribună Parlamentul României. Și cu privire la ordonanța privind majorarea locațiilor, 20% acum, dublarea abia în 2022, PSD va aduce modificări la această ordonanță a Guvernului sau e pregătit să o respingă în Parlament? Este a treia ordonanță de modificare, este că taie 80%, nu că mărește cu 20%, fiindcă legea este cu mărire de 100%. Bom, să vină ordonanță, să o dea, să emită ceva, să-și asume ceva odată. Că până acum nu și-a asumat absolut nimic acest guvern. PSD vrea mai mult din acest punct de vedere? PSD vrea să respecte legile țării, respectiv dublarea alocațiilor. Și cu privire la pensii, pentru că președintele României spunea clar, nu sunt bani în momentul de față pentru a respecta acum legea. Încă o dată ne dovedește președintele că gestionează și pandemia și economia, să-și asume și guvernul. Că nu mai caute vinovați obsesiv în Partidul Social Democrat. În ceea ce privește alocațiile, credeți că în momentul de față guvernul poate susține financiar această creștere dublată, practic? Da, nu este nicio problemă. Am văzut ce sume vin de la Uniunea Europeană, deci cu acele sume poate să își acopere deficitul pe anul următor. Revin la Vasile Dâncu, pentru că au fost discuții și nu doar astăzi în CEX, ci și în trecut despre această revenire. Dar s-au tranșat printr-un vot în interiorul partidului. S-au tranșat. Totuși nemulțumirile rămân. Această numire va adânci... Nu sunt opinii. Avem dreptul fiecare dintre noi, iar... Ce-l justifică pe domnul Dâncu? Domnul profesor Dâncu foarte mult. Pentru este că un om de stânga, e un profesor respectat, a fost și vicepremier, un ministru dezvoltării. Care va fi rolul lui în conducerea partidului? Păi, președintele Consiliului Național coordonează toate departamentele partidului. Este un motor de reformă și restructurare a partidului. Cum comentați măsurile, ultimele măsuri luate de guvern și de comitetul de la Ministerul de Interne privind restricțiile, noile restricții și privind impunerea de noi măsuri restrictive? Efectul credibilității zero a acestui guvern. N-am înțeles aia cu acționatul pandemiei mai moale până la ora 23 și pe urmă, după ora 23 acționează mai tare. N-am prea înțeles-o, dar presupun că domnul Orman, când va veni în Parlament, o să ne explice. Despre PSD Ilfov, ce ne puteți spune, ce s-a întâmplat exact? A fost dizolvat biroul permanent, am numit un alt coleg, îi urăm succes și sunt ferm convins că o să miște foarte repede în perioada următoare. Pe cine ați numit? Iordache Viorel. Mulțumesc!